De Mult ne-am dorit uh, să vin în mijlocul nostru și să putem să avem parte de experiența ta în zona financiară. Încă uh, chiar înainte de pandemie, știu că am mai purtat câteva discuții pentru a veni aici, în mijlocul Bisericii adorațio și să uh, avem o întâlnire specială pe acest subiect, care este un subiect extrem de uh, actual, de interesant, însă a venit pandemia, restricțiile, dar ne bucurăm că, mulțumită lui Dumnezeu, putem și în această seară să te avem în mijlocul nostru și să povestim despre, despre acest subiect. Rugămintea mea ar fi mai întâi de toate să ne spui câteva cuvinte despre tine, despre slujirea pe care o faci, iar apoi să continuăm subiectul acestei seri. Sigur că da, vă spun și eu bună vedere, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc grupului muzical pentru acest festin. Am înțeles că va fi ceva muzical, dar nu m-am așteptat să pice chiar așa de bine. Poate și fiindcă n-am ascultat de mult în liniște muzică clasică, fiind destul de mult în viteză, în drumuri, plimbări și mulțumesc tare mult. Ați făcut o treabă deosebită. Da, numele meu este Titus Păștean și am crescut într-o cultură evanghelică, am crescut în biserică și ca orice alt copil am încercat să prind cam tot ceea ce se spunea despre credință. Încă din copilărie am simțit cumva chemat de Dumnezeu, atras de Dumnezeu în mintea mea de adolescent, de copil, de adolescent și pe fondul unor experiențe personale, mi-am dorit să îl cunosc pe Dumnezeu, să-L iubesc pe Dumnezeu, să umblu cu Dumnezeu. Drept pentru care, am, când am terminat liceu, am mers la Institutul Teologic din București, am făcut școală teologică, după patru ani m-am reîntors în Arad, am devenit pastor într-una din bisericile din Arad și lucrurile mergeau obișnuit pentru, să zicem, o astfel de carieră, Până când într o bună zi după vreo 10-15 ani de lucrare creștină, am auzit o afirmație care m-a dat peste cap. Și anume că Biblia vorbește despre bani mai mult decât despre orice alt subiect. Și am zis așa ceva nu se poate. Am zis, nu e posibil așa ceva și să nu fi observat într-o viață întreagă trăită cu Biblia pe lângă mine și nu doar așa de decor, ci realmente interesată de textul Scripturii. Și atunci mi-am dat seama că ceva scăpa culturii în care am trăit. La un moment dat am auzit o întâmplare, am citit-o în cartea cultivă viziunea lui Andy Stanley despre un incident și eu o să vi-l spun pe scurt, primise vizita fratelui său, acest Andy Stanley, care este un pastor american și un autor, și uh, fratele lui a venit în vizită și a... copilul lui, copilul lui Andy, s-a dus cu unchiul lui la plimbare. Și când au revenit, l-a întrebat, hei fiule, cum a fost cu unchiul, cum va mers, ce ați făcut? <laughs> a tata grozav astăzi, ne-am plimbat pe malul mării și am cules dinți de rechini. La care Andy spune, copile, ce prostii vorbești, că nu există rechini la noi în mare. Ata am cules dinți de rechin, serios. Zice, tu n-ai zile de viață de câte ori am făcut eu baie în ocean, în marea, în ce-o fi fost acolo. Și zice tata, nu mă crezi, hai cu mine. S-au luat, s-au dus pe malul mării și au început să cule culeagă dinți de rechin, povestește Andy din carte. Și spune reflectarea lui, o viață întreagă am crescut pe malul mării, dar nimeni nu m-a învățat să descopăr dinții de rechin de pe plajă. În ce mă privește, am crescut în biserică, am crescut cu Biblia în mână, cum se spune, nimeni nu m-a învățat administrarea biblică a bunurilor, a finanțelor, de pentru care, de-a lungul vieții, în diverse instanțe, am ajuns să dau seama cât eram de pe lângă, dacă pot să spun așa, cât, ce carențe de gândire și de practici aveam față de ceea ce Biblia spune. Drept pentru care, Dincolo de, să zic, lucrarea pastorală în care m-a chemat Dumnezeu, m-am simțit atras în acest domeniu al uh, finanțelor biblice, încercând să înțeleg ce spune Biblia despre bani, să aplic, să aplicăm în familie și să uh, ne punem la dispoziția lui Dumnezeu să-i binecuvântăm și pe alții. Că vorbi de familie, sunt aici cu feciorul nostru mijlociu, Caris, uh, sunt căsătorit cu Anca, avem trei copii, Cara, Caris și Carsten, tot să scriu cu litere mai complicate, nu vă dau numele fiecăruia sau ce înseamnă fiecare, dar, așa, ca, ca o idee, ne-am tot gândit, nu știu dacă o să facem mulți bani în viață și o să putem să le facem la fiecare apartament pe când o să se însoare, să se mărite, dar am zis, fiindcă în cultura românească, cine îți greșește numele, trebuie să dea un miel, am zis, le punem niște nume care sigur să încurce pe cei cu care o să aibă de-a face și să aibă și eu o șansă de subsistență. Da, glumesc. Dar, da, au nume mai complicate și nu o să vă povestesc acum de unde le-am găsit. Dar suntem binecuvântați cu, cu trei copii. Cara are 18 ani, care este 15 și care în 6. Și sunt bucuros, cum spun, să fiu astăzi cu voi. Mulțumim, Titus! În această dupămasă ne-am propus să discutăm despre generozitate, despre dărnicie și aș vrea să încep cu o primă întrebare care poate pare simplă sau banală, însă deseori se produc confuzii în ceea ce privește, de exemplu, dărnicia, zeciuiala și așa mai departe. Te rog să ne spui ce este de fapt dărnicia, generozitatea. Este ea un răspuns emoțional sau o acțiune planificată? Este o acțiune sau o reacțiune la ceva anume? Da, merită, merită înțeles sensul acestui concept pentru că, da, am reflectat și eu la un moment dat și mi-am dat seama că în general, dărnicia sau generozitatea este perceput oarecum prin excelență un comport comportament reactiv emoțional, adică Observăm o situație limită și ceva ne sensibilizează. Așa că, da, generozitatea este mult legată de sentimente, de uh, greutăți, dureri, nevoi pe care le vedem și cumva ca oameni suntem determinați sau simțim ceva în direcția respectivă. Și, da putem să spunem că generozitatea este un comportament financiar prin care aducem o binecuvântare, dăruim, ajutăm, ne implicăm, aducem un plus valoare, care este motivat, are, pleacă de la anumite motivații. Dar când ne uităm în Biblie, observăm că atât zeciuiala că ai pomenit-o, cât și generozitatea sunt mai mult decât reacții uh, emoționale. Implică emoții, implică motivații, dar sunt mai degrabă, cum spunem noi, despre dragoste. Dragostea ce este? Un sentiment este și sentiment, dar este o alegere, este o acțiune, este un comportament. Așa că aș sublinia că generozitatea, dacă ar fi să o înțelegem biblic și să o trăim biblic. Ar trebui să începem să o vedem ca pe un comportament învățat. Care poate să fie stimulat de diverse motivații sau ă, lucruri, dar care ar trebui clădit pe ceva ce este mai degrabă rațional sau pe care îl descoperim în scriptură. Și scriptura ne spune, ne încurajează să fim generoși și nu o face doar în contextul în care, dacă vă simțiți vreodată bine, dacă, așa, o lovit mila de numa, atunci da, n-ar fi rău să nu vă inhibați respectiva pornire. Deci, pe scurt, aș spune că generozitatea, dărnicia, este un comportament care merită să învățăm, să-l planificăm, să-l organizăm, să-l facem posibil, pentru că atunci când pot să apare situații de nevoie, de necesitate, poate stârniți de o dorință mai vie, mai, mai, mai particularizată, să avem de unde să binecuvântăm sau să, să putem fi disponibili să aducem un plus valoare, nu doar să ne dorim să o facem. Hai să povestim puțin despre motivația din spate. Ce îi motivează pe oameni să fie generoși? De ce deruiesc oamenii în general? Da, Probabil că deja am anticipat mila sau da, descoperirea unor situații defavorabile este una din motivațiile ades întâlnite care îi determină pe oameni să fie generoși. Și dacă e să ne uităm la domeniile în care oamenii fac caritate sau direcționează resurse, o bună parte dintre ele se duc în zona, să zicem, socială, deci în vederea împlinirii unor nevoi observate. Și avem și în scriptură, de exemplu, Ilda Samariteanului, în care în Luca capitolul 10 citim despre un samaritean care era în călătorie, a venit în locul unde era. Un om căzut, l-a văzut, i s-a făcut milă de el, spune Evanghelia, s-a apropiat, i-a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dubitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. Omul a văzut și i s-a făcut milă. Mila este o motivație care ne mișcă, ne împinge, ne determină să fim generoși. Și probabil că nu cred că exagerez dacă spun că fiecare dintre cei care suntem aici, măcar o dată în viață, am ales să transferăm din bunurile noastre, valorile noastre, banii noștri, unei persoane sau să le direcționăm într-o situație motivați de milă. Dar, pe lângă milă, vedem, de exemplu, în Biblie și și în viața reală, că oamenii devin generoși și de bucurie. În Biblie, de exemplu, în Luca, capitolul 15 femeia care își pierde un ban, când îl găsește, ce face? Ce face femeia care pierde un bănuț și îl găsește? Se bucură, face un chef. Nu doar că se bucură, face un chef și își cheamă prietenii. Poate că în, în, zona mai, în zona evanghelică poate nu vedem atât de frecvent acest, această reacție emoțională transformată în generozitate, dar în lumea, să zic, obișnuită, în lumea laică, adesea vedem oameni care organizează întruniri care îi costă de bucurie. Am terminat strânsul strugurilor, am terminat recolta de pe câmp, ce facem? Chemăm prietenii și neamurile și facem un chef cu mici și cu bere și cu ce mai fi, cu grătare. Bucuria ne pune la cheltuială, nu ne obligă nimeni, dar devenim generoși Adică alocăm resurse dintr-un sentiment de bucurie că ne-a ieșit ceva. Da? Cred că, cred că recunoaștem sentimentul acesta. Femeia a găsit bănuțul, a chemat prietenele, vecinile și a spus bucurați-vă împreună cu mine că ce-am găsit leul pe care îl pierduse. Păi e ok, bucură-te că l-ai găsit. Da, dar nu-i destul. Vreau să vă bucurați și voi, vreau să vă împărtășesc, vreau să vă binecuvintez. O o altă zonă de motivații care îi determină pe oameni să devină generos sau să acționeze cu generozitate, este o zonă mai, mai, să zicem, negativă, mai umbroasă, pentru că unii acționează din sentiment de vinovăție. Sunt generoși pentru că cineva le-a transmis un sentiment de obligație. Măi, tu atâta ai și nu dai la nimeni, nu te gândești totuși câte nevoi sau ce nevoie acolo sau În, în 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7, când vorbește despre generozitate, și acolo, sigur, Pavel încurajează o strângere de ajutoare pentru Sfinți, el spune, atenție, fiecare să dea ce a hotărât în inima lui, însă nu cu părere de rău, nu din motivații negative. Poate să fie motivată emoțional, dar atenție să nu fie motivată din motivații negative, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și totuși, obligația sau uh, presiunea sau uh, vinovăția poate să fie o motivație care stă la baza unor decizii de a fi generoși. Pe de altă parte, dacă ne referim și la o gândire, să zicem, mai strategică, nu neapărat la o reacție emoțională, putem să vedem și altfel de motivații sau de vectori care ne împing la a fi generoși. Spre exemplu, intenția sau dorința sau gândul de a crea o impresie bună nu e neapărat o reacție emoțională, dar este un drive, o o motivație care ne face să fim generoși. Și Domnul Iisus în predica de pe munte, în Matei capitolul 6, de la 1 la 4, vorbește despre astfel de planificări care se lasă cu generozitate, dar care de fapt urmăresc creerea unei impresii bune. Și Domnul Iisus spune, luați seama să nu vă îndepărtați Îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei, al minter nu veți avea o răsplată de la Tatăl vostru. Tu, deci, când faci milostenie, da? Deci, când faci milostenie, ce te determină să faci milostenie? nu suna cu trâmbița cum fac fățarnici în sinagogi și în ulițe ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-a luat răsplata. Ci tu când faci milostenii, să nu știe stânga ce face dreapta, pentru ca milostenie să fie făcută în ascuns și tatăl care e vede neascuns îți va răsplăti. Iisus condamnă milostenia făcută din interesul de a face imagine publică. Și aici... Probabil societatea ne oferă destule exemple de caritate de ochii lumii. Că de sărbători, că de campanie electorală, oamenii i-a lovit generozitatea. Gândul de a crea o impresie poate să stea la baza deciziei de a, de a, de a dărui. Poate nu chiar de a fi generoși, dacă generozitatea biblică o înțelegem ca un răspuns la altceva decât la urmărirea unui interesului personal, dar urmărirea interesului de a a se promova poate să ducă la un comportament, să zicem, cel puțin comportament de generozitate. De asemenea, generozitatea sau dăruirea, probabil că dăruirea sau transferul de valori mai mult decât generozitatea genuină din perspectivă biblică, poate să fie stârnită, determinată de un alt calcul, să-i spun, mercantil. Și anume, obținerea de avantaje. Și aici avem, de exemplu, comportamentul numit mită. Mita ce este? Îl binecuvintezi pe cineva, nu? Cu o țuiculiță, pe la noi românii, cu un, o pulpă de porc, cu 102 de euro. Ce ai făcut? I-am făcut un bine. Nu i-am făcut un bine, am dat o mită ca să-mi rezolv o treabă. Dar, eu aș putea spune că am dat, am fost generos, am fost. nu m-am uitat. Dar, da, mita poate să pară sau să. sau dăruirea poate să fie generată de interesul de a obține ceva în schimb, și, da, noi numim asta mită. Pe de altă parte, unii văd în generozitate o modalitate prin care putem să îi sucim mâna lui Dumnezeu la spate. Și aici stăm prost noi, evanghelicii sau creștini în general, pentru că plecând de la un incident pe care nu îl înțelegem în, context, în contextul în care a fost scris, îl citim prea rapid și nu am reușit să surprindem ideea de acolo, ne-a rămas ideea că există așa ceva și că funcționează. Poate, dacă vă aduc aminte, repede rememorați incidentul în care Iacov, fugind de acasă, din cauza că l-a înșelat pe fratele lui, când pleacă, face o rugăciune. Mai știți ce zice în rugăciune? Vă aduceți aminte? Pleacă în pribegie și zice, Doamne, dacă mă vei ajuta, vei fi cu mine și îmi va merge treaba bine. Ce zice? Îți dau o zecea parte și noi citim repede textul și zicem o bună idee, hai să facem un pic de troc cu Dumnezeu și suntem generoși, îi dăm dacă ne dă și El. Și da, probabil ăsta este unul dintre pasajele, o, spun doar ca o paranteză, unul dintre, unul dintre pasajele pe care le înțelegem greșit în Scriptură, pentru că dacă îi să analizăm logic incidentul de acolo, este imposibil o persoană în, în dezavantaj politic și social și relațional și mai ales în relație cu Dumnezeu să joace carte tare, să joace cu Dumnezeu în forță. Înțelegerea și interpretarea pe care o am când citesc pasajul acesta și pe care nu prea am auzit-o este că Iacov beneficiase de o educație financiară și înțelesese că zeciuiala este o practică demnă de urmat, indiferent de condiții. Și când el pleacă de acasă, când se vorbește cu Dumnezeu într-o rugăciune de adio față de familie, el cumva îi spune lui Dumnezeu, Doamne, îmi iau cu mine minimum la drum, minimum de valori și de concepte pe care le-am primit de acasă și vreau să știi că pe unde mă vei duce, dacă îmi vei da binecuvântare, eu nu o să uit că zeciuiala este o practică de care trebuie să țin cont. Așa că din orice vei, îmi vei da, îți dau 10%. Era acel minim credeu, minim valor, minime valori și practici care, despre care Iacov spune, multe le-am băgat pe mânecă, multe le-am greșit, dar, Doamne, asta vreau să o am în vedere, o am cu mine. Mi se pare că sună diferit textul decât Doamne, eu sunt dezavantaj, dar m-am hotărât să te strâng pe tine cu ușa. Dacă îmi dai, îți dau și eu, dacă nu mi dai, nu îți dau nici ție. În fine, ideea de trocul cu Dumnezeu pentru unii reprezintă o motivație sau un mod de a ajunge să fie generoși, mai ales că mai sunt și predici care ne spun că dacă dăm, Dumnezeu este forțat să ne dea înapoi, și atunci noi o facem, pentru că gândul nostru este să obținem mai mult, nu să fim generoși, ci de fapt să obținem noi mai mult. Pe de altă parte, ca o gândire planificată sau o motivație care nu este neapărat o reacție emoțională, o găsim una biblică sănătoasă. Și recomandată, și este vorba despre conceptul de strângere de comori. Ideea de a fi generos știind că lucrul ăsta va fi răsplătit de Dumnezeu, dar nu în sensul trocului, Doamne, eu îți dau și tu trebuie să-mi dai, ci în sensul în care Cuvântul ne, ne spune că ne putem acumula comori sau resurse în ceruri. Și în, în 1 Timotei 6, de la 17 la 19, Pavel spune, îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe, să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele, îndeamnă-i să facă bine, adică să fie generoși, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, ca să își strângă pentru vremea viitoare drept o comoară, drept Ne învață că ar trebui să le organizăm. Dumnezeu este un Dumnezeu al rândului Să le punem pe categorii, să observăm nevoile noastre și dintre resursele pe care le primim să alocăm resurse acelor categorii de nevoi pe care le avem. Ori, între categoriile de nevoi care trebuie împlinite să zicem, lunar, din veniturile noastre, ar trebui să apară în capul listei, pe de-o parte zeciuiala, și poate o să apucăm să discutăm un pic și despre zeciuială, și neapărat buget pentru generozitate. Adică, când vin banii noștri, salariul, sau dacă primim o primă, un cadou, dacă ne intră resurse, planificarea financiară sau bugetul ar spune că din primele roade, deci dintre primele resurse, din nou, noua șarjă de valori financiare pe care Dumnezeu ne-o pune la dispoziție, să luăm o bucată, să o scoatem de acolo, să o separăm și să o punem pentru zeciuială, pe de o parte, și încă o bucată să o punem pentru generozitate. Ca atunci când Dumnezeu ne scoate în cale o situație de genul o nevoie, vin sărbătorile, vine o persoană cu probleme, este un proiect la biserică, trebuie să cumpărăm ce știu eu, un sistem de amplificare. Nu atunci mă caut în buzunare să văd dacă am sau nu am bani, ci atunci mă duc la fondul meu pentru generozitate și împreună cu Dumnezeu aleg cât din banii puși de o parte, pentru generozitate, să îi direcționez în această direcție în care, în care sunt solicitat să aduc un plus valoare. Și, probabil, sunt trei, trei caracteristici ale planificării generozității la care ar trebui să ne gândim. Pe de o parte, cum spuneam, să o planificăm, adică să o facem de fiecare dată când ne vin banii. Nu doar din când în când. Na, acum ne-au mai rămas niște bani, hai să mai... Nu i-am cheltuit pe toți, putem, fiindcă ne-au rămas mai mulți, n-am avut așa multe cheltuieli, hai să punem deoparte niște bani ca să dăm la săraci. Și indiferent de nevoile noastre, care urmează, cărora urmează să le direcționăm, să le alocăm resurse din banii primiți de la Dumnezeu, și aleg atent cuvintele că sunt banii primiți de la Dumnezeu și nu banii noștri pe care noi ni am făcut. Și asta e un alt, o altă temă care ar merita aprofundată. Apropo, o scurtă paranteză, un creștin adevărat va ajunge, dacă studiază Scriptura, să constate că salariul nu este un drept al lui câștigat, ci este o formă a lui Dumnezeu de a-i de a aloca resurse în vederea împlinirii planurilor lui Dumnezeu cu viața Lui. Printre care planuri este și să poată să trăiască, să-și întrețină familia, dar salariul nu este văzut ca pe un drept câștigat prin muncă, ci ca pe ceva primit de la Dumnezeu sau alocat de către Dumnezeu și care trebuie gestionat conform interesului lui Dumnezeu. Dar închei paranteza. Generozitatea trebuie planificată pe de altă parte, ea trebuie să fie prioritară și deja am, am atins cumva conceptul ăsta. Biblia ne spune din cele din tâi roade. Deja am spus, dacă noi vrem să fim generoși din ce rămâne, oricât ne-am dorit să fim de generoși, nu vom fi generoși. Sau vom fi mult mai puțin generoși decât ne-am fi dorit sau decât ar fi nevoie. Sau decât s-ar fi bucurat Dumnezeu să ne vadă că exprimăm chipul lui generos în lume. Dar dacă o facem prioritară din cele din tâi roade, atunci șansa să avem din ce să binecuvântăm este mult mai mare. Pe de altă parte, vorbind despre organizare, uh, ze zeciuiala și generozitatea, le văd ca două categorii separate, ar trebui să fie stabilită procentual. Acum, zeciuiala nu mai trebuie să ne chinuim cu procentele, că aia e clar. Zeciuiala știți cam cât înseamnă în procente? Aveți vreo idee? <laughs> Eu întreb că unii nu-s convinși că zecioială înseamnă 10%. Întreabă, 2% e ok? Păi, orice e ok, doar că nu-i zecioială. Adică, da, zecioiala te ajută termenul, chiar e vorba de 10%. Însă, generozitatea merită gândită sau planificată în termen de procent. Și atunci, da, zeciuiala pleacă din prima, însă din ce rămâne de după zeciuială, înainte de a aloca resurse altor categorii de nevoi, care pot să fie nevoi imediate, hran, îmbrăcăminte, adăpost și așa mai departe, sau planuri de viitor, investiții, dezvoltare profesională și așa mai departe, înainte de orice altceva, un procent se duce pentru generozitate. Cum sună practica asta? Ați mai auzit așa ceva? Așa am putea să fim generoși. Înainte de orice, cu prioritate, procentual, să punem niște bani deoparte. Și ultimul, ultima caracteristică a planificării ar fi progresiv înspre extravagant. Adică, dacă până la pensie, noi tot 2% în afară de zeciuială punem deoparte în bugetul de generozitate, nu prea ne-am întâlnit cu Dumnezeu de-a lungul vieții. Un credincios care crește în cunoașterea lui Dumnezeu, în mod natural, va crește procentul de resurse puse la dispoziția lui Dumnezeu în vederea generozității. Sigur, când ne uităm la extravaganța femeii care și-a dat toți bănuții rămași pentru cauza lui Dumnezeu, probabil că suntem descurajați. Eu vă spun ceva. Nu încercați să dați 50% din, din ce vă mai rămas, din 90%, după ce 10% i-ați returnat lui Dumnezeu, că erau a lui, erau zeciuiala. Deci nu puneți încă 50%. Eu zic, putem începe cu 5%. Dar dacă după 10 ani tot 5% dăm nu vă văd bine, nu mă văd bine. Generozitatea ar trebui planificată procentual și progresiv. Adică ar trebui să ne lăsăm inima transformată de Dumnezeu în a, în a da, da drumul la resurse din mână. Deci, în, în, în încercarea de a o gândi, planificat, așa cred, ne-ar putea ajuta să creăm o disponibilitate pentru, pentru, generozitate. Pe de altă parte, ce ne ajută să ne planificăm gener generozitatea, să alegem să o facem prioritară, să, o stabilim, să stabilim un procent și să-l creștem, este să reflectăm mai mult la caracterul lui Dumnezeu, la natura lui Dumnezeu care este, prin definiție, generoasă, și să observăm de asemenea în structura noastră interioară că am fost creați după chipul lui Dumnezeu și că generozitatea este o reacție naturală a omului în fața nevoilor. Apropo de generozitatea lui Dumnezeu, vă recomand un, o, un material video, probabil că ați mai auzit de uh, Bible Project. Este un proiect uh, de. Uh, Ilmulețe video care prezintă diverse cărți din Biblie, diverse teme din Biblie, le găsiți pe YouTube în variantă free. Și acolo la Bible Project au un episod despre generozitate. M-a încântat scoaterea în evidență a generozității și motivarea ei, invitându-ne să privim la generozitatea lui Dumnezeu. Nu am timp acum seara, eu mi-am notat aici. Uh, mi-am pus deoparte și din când în când citesc subtitrarea, sau mă rog, ideea de acolo, sau îl urmăresc direct în engleză, vă încurajez să mergeți acasă, să faceți un search pe YouTube, Bible Project Generosity, și să, să vedem ce, ce au reușit să surprindă oamenii care au creat materialul respectiv, și anume faptul că trăim într-o lume în care Dumnezeu ne răsfață prin generozitatea Lui. Și în pofida faptului că noi suntem nerecunoscători pentru asta și ne-am întors împotriva lui Dumnezeu, în pofida generozității lui, el continuă să fie generos. Și ceea ce ne-ar ajuta pe noi să fim generoși ar fi să descoperim că, într-adevăr, în ce privesc nevoile noastre, nu mai este nevoie să ne îngrijorăm pentru că Dumnezeu se ocupă de treaba asta ori lucră, este un lucru extraordinar. Atunci vom putea fi în creștere generoși când vom descoperi în creștere grija lui Dumnezeu pentru noi care este adevărată și evidentă și extravagantă. Doar că, ne reflectând la experiența noastră în raport cu Scriptura, noi nu suntem conștienți de asta. De fapt, ne comportăm ca oameni convinși că pe Dumnezeu nu l interesează de viața noastră. Pentru că l-a rugat să ne ajute încoace încolo și nu o sărit imediat cum am vrut. Și atunci am zis, ok, ne luăm viața în mâini și trebuie să ne descurcăm. Vorba aia Dumnezeu românească, Dumnezeu îți dă, dar nu ți bagă în traistă. Așa că noi ne zicem rugăciunea de a ne ocupăm noi de ale noastre, că dacă am stat după Dumnezeu, am ajunge la sapă de lemn. Și chiar dacă nu o punem în cuvinte așa, emoțiile noastre, convingerile noastre sunt acolo. Pe Dumnezeu nu te poți baza, că nu prea are nici el săracul de unde. Mai ales că a crescut populația. Și, încă o dată, chiar dacă nu articulăm o astfel de convingere, noi ne manifestăm, trăim pe baza ei. Ea este acolo, undeva scrisă, noi, diavolul, ajuns să ne convingă că ce ne oferă Dumnezeu este insuficient. Așa a făcut și cu primul om. Dumnezeu i-a dat grădina Edenului superbă și a zis toate le ai la îndemână, o chestie mai mică, atenție cu ea. Ce-o zis diavolul când a venit la om care avea grădina Edenului, nu o grădină aici undeva pe deal la Florești, grădina Edenului. Ce-o zis diavolul? Dumnezeu are mai mult, dar nu-ți dă, că nu are ceva cu tine, dar hai să te învăț cum poți să iei tu mai mult. Și de atunci până astăzi, noi trăim cu convingerea că Dumnezeu nu ne dă tot ce are și că trebuie să ne facem noi rost. Ori, când vom intra în scriptură și când ne vom uita la Cuvântul lui Dumnezeu și vom descoperi în Cuvânt și apoi vom conștientiza în realitate cât de generos poate să fie Dumnezeu în modul în care ne tratează, nouă ni se, ni se eliberează strânsoarea cu care ținem de bani. Ci putem să creștem în generozitate. Mulțumim pentru întrebările pe care le-ați trimis. Vă reamintesc că puteți să scanați acest cod QR și să um, trimiteți în continuare. Um, am să-i mai adresez lui Titus o ultimă întrebare, iar apoi uh, rog grupul Class String să vină să mai aducă un moment muzical, timp în care cu Titus ne retragem și ne uităm peste întrebările pe care le-ați uh, trimis. Subiectul este foarte uh, vast. Uh, vă încurajez și la final, dacă mai aveți întrebări, nu ne grăbim să îl abordați pe Titus, să povestiți cu el. Îi mulțumim pentru uh, experiența și slujirea din această uh, seară. Titus, o ultimă întrebare din partea mea. Uh, de ce să practicăm generozitatea? La ce ne ajută ea? Ce produce ea în noi? Oh, foarte multe! <laughs> și lucruri care ne sunt într-adevăr favorabile. Una dintre ele este bucuria. Domnul Christos spunea, este mai ferice să dai decât să primești și în timp ce pare anacronică, pare că sfidează realitatea cu care noi ne întâlnim, adică atunci când dăm, parcă ne-i se rupe ceva din suflet. Chiar am citit un studiu realizat în Statele Unite pe un grup de copii care, cărora li s-au dat niște bani, nu mai știu câți dolari, 20 sau 50 de dolari, și li s-au spus unora, Dăruiți cuiva banii ăștia, gândiți-vă voi în ce fel vreți să-i dăruiți și altora le-au spus de bani ăștia, cumpărați -vă ceva vouă, după care au făcut un debriefing, i-au adus acolo și i-au pus să povestească și să împărtășească sentimentele care le-au trăit. A fost interesant de observat bucuria care a, a, care a fost produsă sau care le-au adus-o celor care au folosit resursele pentru a-i binecuvânta pe alții că au cumpărat o înghețată, că le-au dus la masă, că le-au cumpărat o jucărie. Adevărul este că ce spune Domnul Hristos este adevărat. Merită să fim generoși dacă vrem să trăim mai bine, să fim bucuroși. Noi credem că vom fi mai bucuroși dacă vom reține mai mult din resurse pentru noi și vom obține mai multe resurse de la alții, da? urmărind să ne îmbogățim și să acumulăm noi, însă Domnul ne spune că bucuria... Crește în viața celor care cresc în generozitate. Și, din nou, pare contraintuitiv, dar este adevărat ce spune Isus. Și dacă avem printre noi persoane care trăiesc generozitatea de mai multă vreme, ne pot spune, fără să exagereze, și cred că ne-ar putea povesti ce bucurie trăiesc când reușesc să mai facă încă un gest de generozitate. Pe de altă parte, Generozitatea ne apropie mai mult de Dumnezeu, pentru că spunea Domnul Hristos, unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și când noi dăruim cu gândul la Dumnezeu, noi devenim cumva mai intim cu Dumnezeu. Sigur, nu ne câștigăm drepturi înaintea lui Dumnezeu și totuși, nu e așa, când oamenii fac lucruri care le plac și unora și altora, se apropie mai tare să prietenesc. Cine iubește tenisul, te întâlnești cu unul care iubește tenisul, jucați tenis și vă apropiați, vă împrieteniți. Ei, hey, Dumnezeu se ocupă cu generozitate. Cam asta face Dumnezeu, caritate. În fiecare zi umblă cu harul după el. Vorba cuiva, Dumnezeu are atâta har la care încă nici nu a umblat. Și asta face Dumnezeu. Umblă cu harul în stânga și în dreapta. Și dacă mă găsește și pe mine, dispus să umblu cu harul în stânga și în dreapta, mă împrietenesc cu Dumnezeu. Trecem împreună în ce face Dumnezeu. Dumnezeu asta face. Așa că generozitatea mă apropie cumva mai mult de, de Dumnezeu și uh, îl simt mai aproape. Mă bucur mai mult de Dumnezeu, mă apropie mai mult de Dumnezeu. Pe de altă parte, generozitatea ne dezvoltă caracterul. Filipeni ne spune să avem gândul care era în Hristos care măcar că putea să strângă pentru el sau să rețină pentru sine toate prerogativele și toate binecuvântările pe care le avea în sânul lui, Hristos a renunțat la ele și s-a dat cu generozitate. Ori, când eu practic generozitatea, caracterul meu devine mai asemănător cu al Domnului Isus. Spunea Arsenie Papacioc, nu ai cât ai, ci ai cât dai. Și nu dai din ce ai, ci dai din ce ești. Încă o dată. Nu ai cât ai, ci ai cât dai. Și nu dai din ce ai, ci dai din ce ești. Dăruind noi devenim. Dăruind caracterul nostru se schimbă. Pe de altă parte, ceea ce... Dacă este să ne motivăm la generozitate, și am spus-o mai devreme, generozitatea ne crește capitalul în ceruri. Deci, dacă suntem generoși, putem să știm că investiția asta în Împărăția lui Dumnezeu aduce profit. Poate că unii dintre noastre investiți la bursă sau în alt fel și știți că investiți și vă așteptați la, la răsplată. Generozitatea este o investiție în Împărăția lui Dumnezeu despre care Biblia ne spune că va fi răsplătită în ceruri. Pe de altă parte, recunoaștem și asta, chiar dacă nu este, n-ar trebui să fie motivația principală, binecuvântarea altora aduce binecuvântare și în viața noastră. Proverbe ne spune, unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească. Sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. De aceea, da, merită să fim generoși, și pentru că în felul acesta și noi vom fi binecuvântați. Și să spunem amin. Nu-i lucru rău, sau nu vă doriți. A, sunteți atât de generos încât nici măcar nu vreți să mai primiți ceva înapoi. Mă iertați. Merită să fim generoși, nu acesta, aceasta să fie motivația noastră principală, dar să ne bucurăm și să recunoaștem că Dumnezeu este credincios și putem să observăm că acolo unde generozitatea devine o practică, și viața persoanei respective se îmbunătățește. Mulțumim, Titus. au venit multe întrebări. Sper să reușim să și răspundem sau să răspuns la ele. Vom parcurge, poate chiar într-un mod telegrafic, întrebările pe care, pe care le-am primit cu motivarea și încurajarea de a rămâne la final, dacă vreți să mai discutați în particular cu, cu Titus. O prima întrebare. Aveți vreo aplicație, platformă de gestionare a resurselor financiare, planificare a bugetelor în familie? Sunt mai multe. Sunt chiar și în limba română. Noi personal folosim încă variant, o variantă clasică, respectiv un Excel, cu uh, diverse chestii, vârsta sau profilul, așa. Dar uh, dacă, dacă faceți un, Google, un search pe Google și uh, introduceți conceptul budgeting, app, o să, o să vă dea diverse. Nu o recomand una singură, pentru că suntem diferiți și sunt fie mai colorate, mai puțin colorate, unele cu cercuri, altele cu pătrățele, toate fac același lucru. Sigur, sunt unele mai, mai complicate, mai ales în Statele Unite, unde aspectul financiar e mai mult, mai mult integrat. Poți să-ți plătești direct din aplicație, să îți plătești și impozitele la stat, în fine. Deci, pentru cei interesați, puteți găsi Oriunde, adică într-un într search pe Google. Și rămâne să încercați personal. Una sau alta sau alta, deci nu una singură, sunt diverse variante. Într-unele sunt categoriile deja prestabilite, altele le creați dumneavoastră și tot felul de algoritmi care vă pot ajuta, dar aici necesită o muncă individuală pentru, pentru clarificare. Zeciuiala trebuie adusă la casa Domnului sau poate fi direcționată ca și generozitate constantă spre anumite cauze sociale, misionare, din afara bisericii? Da, e o întrebare interesantă, o primesc adesea. La un moment dat stăteam de vorbă cu un prieten care este generos dar și care are un potențial financiar foarte mare și argumentam pe tema asta și am drăsnit cu el să pun problema în felul următor. Nu ți se pare interesant că ai vrea să-ți faci o braș subțire chiar și cu banii lui Dumnezeu? Adică, argumenta că zeciuiala pot să fac ce vreau cu ea, câtă vreme o dau. Dacă ne uităm în Scriptură, constatăm că zeciuiala nu, este, nu ne este lăsată pentru un micromanagement. Ea are un caracter special și nu face obiectul discuției de acum, intrarea în detalii, dar Biblia ne-o prezintă ca pe ceva diferit, are un caracter special, sunt câteva cuvinte din greacă și din ebraică care descriu caracterul unic și anume și esența distinției ei este că este diferită, este necomună. Drept urmare, trebuie identificată separat. De aceea când am vorbit de generozitate, am menționat că e diferită de zeciuială. Ori, despre zeciuială, dacă depășim faza că n-ar mai fi actuală, pe care nu o cred, adică sunt convins că Biblia ne arată că zeciuiala este o practică actuală și sunt mai multe argumente biblice în sensul ăsta, dacă depășim, deci, întrebarea pe care unii o au, o mai dăm, o nu mai dăm, când este vorba de ce facem cu ea dacă este a lui Dumnezeu și dacă ea nu se dăruiește, asta e o altă caracteristică, zeciuiala se aduce, și se aduce într-un loc anume. Dumnezeu a stabilit un loc anume. Adică, ca să o punem așa. Zeciul iala este ceva ce aparține lui Dumnezeu, dar care împlinește o funcție în viața noastră în sensul dezvoltării sau formării relației noastre cu El. E un fel de test, un fel de de fiecare dată îți pun în salariu mai mult decât vreau să-ți dau, pentru ca de fiecare dată acel mai mult decât am intenționat să ți-l dau, să-l administrez, să mi-l returnez. Deci zeciuiala nu este, nu are cum să o dăm la cine considerăm noi, că ea nu este caritate. Ea este doar o restituire. Așa că nu vă supărați pe mine dacă cineva v considerat, dacă cineva s-a considerat generos și virtuos pentru faptul că a adus zeciuiala sau că a dat zeciuiala, n-ați făcut decât să returnați ce nu vă aparținea. Mai mult, dacă nu o returnăm, Biblia spune că furăciune. e furăciune. Pe românește. Așa zice în Maliahi. Ne merge greu și se leagă de Dumnezeu și Dumnezeu spune, bă, nu vă mirați că m-ați furat, ați umblat cu ce nu a vostru. Doamne ferește, cu ce? Păi cu zeciuelile, că nu mi le-ați adus. Păi dar ce s tale? Da, bineînțeles. Și atunci, da, zeciulele este altceva, ea se aduce, doar că Biblia ne spune și anume. Acum, noi am putea să-i sugerăm lui Dumnezeu și o aducem în altă parte. Numai că dacă nu e a noastră, ci e a lui, da, noi mai facem așa, da? Împrumut bani la cineva și spun, te rog, adu-mi și lasă-mi acolo. Și noi spunem, a, de prea departe să-ți duc acolo, lasă că ți-i las dincolo. Atunci, a doua nu-ți mai dau bani. Dacă când-mi restitui, tu nu-mi poți restitui unde-ți-am spus eu. Deci, zeciu la? este a lui Dumnezeu, se restituie și Biblia ne spune să o aducem la casa lui Dumnezeu, nu să facem caritate cu ea. Dacă vrem să facem caritate, din 90%, procentual crescând, avem de unde. Slavă Domnului! Amin, am vrut să pregăteam un moment. <laughs> amin, amin. Ce părere aveți despre spațiul cripto? Există ceva imoral în acest fel de investiții? Da, discuția despre investiții merită purtată și uh, aș spune din prima că nu este uh, imorală în sine o investiție în zona cripto, în zona uh, monedelor virtuale, doar că este o activitate sau acțiune foarte complexă și într-un fel periculoasă de a pierde bani și a pierde banii lui Dumnezeu. În sensul că înainte să facem așa ceva, ca, ca și cu privire la orice alte investiții, ar trebui să ne asigurăm că toate celelalte lucruri premergătoare fazei de investiție cu banii sunt rezolvate. Adică zeciuiala e al Doi, Bugetul de dărnicie este alimentat lunar. 3. Orice datorie este deja stinsă. Da? Orice achiziții mai mari sunt planificate și bugetul se duce încolo și încă rămân resurse în plus și avem bani pentru speculă financiară, care poate să, este, poate să fie legală, este legală, dar care n-ar trebui să o luăm în considerare până când. Nu suntem obișnuiți cu gestionarea celorlalte uh, categorii. Însă, dacă vorbim strict de cripto, avem uh, argumente în plus să fim extrem de precauți, pentru că uh, sunt câteva reguli de urmat de genul nu, nu investim sau nu plasăm bani într-o investiție într-un domeniu pe care nu-l înțelegem. Domeniul cripto este foarte complicat. Și este foarte volatil. Da, auzim povești că unii au băgat 100 de euro și și-au luat o mașină de 50.000 de euro, posibil să se fi întâmplat, cunosc și eu pe cineva. Dar asta nu înseamnă că este un domeniu în care oricare dintre noi, fiindcă avem o plăsuță de bani, intrăm și ne facem Bill Gates. Că nu merge așa. Foarte mulți oameni au intrat în, în zona asta și au pierdut banii care ar fi putut fi disponibil pentru altfel de investiții mai bune, mai mai sigure. și mă întorc un pic, când vorbim de cripto trebuie să ne verificăm foarte bine motivațiile, de ce vrem să facem? Din lăcomie, dacă e din lăcomie lăsați cripto. Dacă nu are o motivație bine verificată, domeniul cripto nu face decât să accelereze zonele noastre vulnerabile în relație cu banii. Deci mare, mare grijă. Nu spun că e păcat, dar este un domeniu foarte periculos. Generozitatea poate fi doar financiară, exemplu, alocarea timpului meu pentru diferite proiecte din biserică. Bineînțeles că răspunsul este implicit, bineînțeles că generozitatea înseamnă mai mult decât bani. Și mă pot implica, pot da timp, pot sluji, pot apărea în diverse instanțe, dar, o întorc invers, Oare există, pot să spun că sunt generos dacă eu dau doar timp și atenție și niciodată bani? Deci, unii dintre noi am face orice numai să nu scăpăm banii din mână. Ne-am duce și pe jos până acasă, ca să arătăm că suntem generoși. Problema nu e că nu am fi generoși în alte domenii, dar domeniul banilor, care e controlat în viața noastră de un spirit care se numește cu mâna mare Mamona, și nu-i Ramona, e Mamona. Dar care este un demon. Nu știu cât de mult îmbrățișăm realitatea descrisă de scriptură: că în trăirea noastră de credință, noi nu doar jonglăm cu concepte teologice, ci suntem într-o interacțiune cu personalități, cu persoane. Atunci când vorbim despre bani, noi vorbim despre Dumnezeu și despre Mamona cu mâmare. De aceea. Trebuie să ne protejăm împotriva lui Mamona prin practicarea generozității și închinării față de Dumnezeu, și să, să nu o considerăm doar ca pe o activitate gen economică. În contextul discuției de astăzi, care considerați că ar fi interpretarea corectă a textului din Luca 16? Și eu vă zic: faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte pentru că atunci când veți muri să vă primească în corturile veșnice cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari da pasajul este un pic mai greu de înțeles dar din ce vedem acolo domnul Hristos face legătură între Ceea ce facem cu banii aici sau cu resursele aici, acolo sunt numite bogății nedrepte, și viața noastră spirituală, adică interacțiunea noastră, activitatea noastră, generozitatea noastră, bunăvoința noastră, dreptatea noastră în, în relație cu banii, afectează realitatea noastră spirituală. Așa că, da, dacă aici suntem generoși, dacă aici suntem drepți în împărăția lui Dumnezeu vom recupera sau va fi vom primi vom primi răsplată, vom, primi, vom fi primiți în corpurile corturile dreptății. Asta nu înseamnă că ne cumpărăm locul din cer pe bani, deci de vlog, nu despre asta e vorba aici, dar că există o legătură între comportamentul și deciziile noastre financiare și realitatea vieții veșnice pe care o vom continua să o trăim pe partea cealaltă a paginii. Pe care o vom trăi, da? Vom domni cu Hristos, vom trăi o veșnicie întreagă, nu visând, ci activând, muncind, ducând chipul lui Dumnezeu peste tot în Universul ăsta. Nu știm cum va fi, Pavel spune că nu pricepem încă ce va fi, dar știm că nu va fi o stare de lentoare și de uh, non-gravitație, ci vom trăi activ. Ori, din nou, ceea ce facem cu banii aici ne asigură acolo, condiții prielnice pentru lucrul respectiv. Și o ultimă întrebare. Este bugetul familial un instrument esențial? Dacă da, de ce? Dacă noi administrăm resurse și Biblia spune că vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu în absența unui buget, nu știu cum o vom scoate la capăt. Biblia spune că vom da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor, de exemplu. Ori, de când ne naștem și mă rog, de când creștem într-o viață întreagă, nu știu dacă ați citit statistici sau ați încercat să faceți un calcul câți bani ne trec prin mână, imaginați-vă că Dumnezeu care ne-a încredințat aceste resurse ne va evalua prin prisma matematicii. Matematica funcționează. Și Dumnezeu ne va întreba ce ai făcut cu resursele mele. Ori, în absența unui instrument de de administrare, de alocare a resurselor care să reflecte credința mea, obiectivele mele care provin din cuvântul lui Dumnezeu, nu am nicio șansă, nu văd altă șansă prin care să pot să dau socoteală și să fiu considerat credincios. Pentru că la Dumnezeu nu merge așa, hai și tu că ești de-a nostru. Și va spune, vreau să văd, am primit un talent, doi, fiecare dintre noi ne vom prezenta cu dosarul, cu cu bugetul, cu bugetele din fiecare an și Dumnezeu va face verificare. Credeți că nu e capabil? Experții contabili de la Fisc ne găsesc. Credeți că Dumnezeu nu ne poate uh, lua la întrebări? O va face ori ca să fiu pregătit pentru ziua socotelile. Am, socotelilor, am oportunitatea să mă folosesc de o astfel de unealtă numită buget de familie sau buget personal pentru a îmi ordine în resursele pe care Dumnezeu mi le-a încredințat. Și nu-i poezie, ci este real life. Da, unii suntem mai înclinați spre organizare, alții am preferat mai după ureche, dar de a ne pune Dumnezeu în familie. Da, că ai câte unul care e foarte atent cu banii și altul care lasă, dragă, că merge. Ei, nu știu dacă vom da socoteală împreună, dar vom da socoteală. Așa că ar fi bine să știm cam ce cu bugetul. Mulțumim, Titus. Mulțumim mult pentru această seară și pentru slujirea și disponibilitatea ta.